personal și colegii parlamentari și în funcție de rezultatele acestor discuții, să spun, exploratorii care le-am avut, vom lua o decizie. Dar am discutat cu reprezentanții formațiunilor, ca să spun așa, din opoziție sau în PSD. Deci, concluzia că în acest moment formarea unei noi majorități este exclusă, în momentul de față. Să nu zicem exclusă. Mai dificilă. Este foarte dificilă. Eu v-am spus de data trecută că purtăm aceste discuții și investigăm posibilitatea de a forma o majoritate parlamentară fără PSD. Să zic, sunt câteva semne încurajatoare, dar încă nu ne-am apropiat de acest obiectiv. În acest weekend ați cerut filialelor să iau o decizie. Ce de cale de urmat ar trebui să aibă PNL în perioada următoare? Aveți un feedback din partea lor? Care ar fi acesta? Asta este motivul pentru care am convocat Biroul Politic Național, pentru că în componența Biroului Politic Național sunt toți președinții organizațiilor județene. Ei de asemenea au comunicat la Secretariatul General punctul de vedere care s-a formulat în filiale, dar au posibilitatea să-l susțină în cadrul ședinței de astăzi. Ce propunere veți merge la Cotroceni? Nu vă pot spune de acum, pentru că nu pot anticipa care va fi decizia distinsului for al Partidului Național Liberal care este întrunit astăzi. Aveți mai multe nume pe listă sau? În primul rând trebuie să hotărâm dacă vom merge cu o propunere de premier. Cred că asta e primul lucru care trebuie să-l hotărâm. Până să discutăm de nume de persoane, întâi trebuie să hotărâm acest lucru. Ce îți propune aici în VPN astăzi? Prezent și Traian Băsescu? M-am întâlnit cu reprezentanța ai PMP. Fără Traian Băsescu? Fără. Ce vă spune dumneavoastră biroului astăzi? Ocupat în Basarabia. Ce veți propune? Veți propune... Care va fi propunerea președintelui PNL liderilor de... Permiteți-mi să o formulez în fața colegilor mei. După ședința asta vom comunica ce decizie am luat. Dar rămâne anticipată la o variantă de lucru? Siguranță, normal. După opinia mea, cei care au fost votați masiv în 11 decembrie și-au pierdut legitimitatea de a mai conduce România, arătând că le-a păsat prea puțin de promisiunile electorale, ci obiectivul lor a fost să-și regleze conturile din interiorul partidului, nici de cum să guverneze pentru a face bine românilor. Știți că unii colegi ai dumneavoastră din partid mai luați de val, deja vor să vă propună pe dumneavoastră ca o soluție de premier? Da, nu ne grăbim. V-am spus să nu vindem pielea ursului din pădure. Vă mulțumesc!